Domnule academician, profesor universitar, doctor Nicolae Manolescu, stimate comisie, distinși invitați, dragi colegi, onorați, onorată audiență. Astăzi este un moment deosebit pentru Universitatea Vasile Alexandrin din Bacău, cea de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului academician Nicolae Manolescu, un reputat critic și eseist. Astăzi trăim iar momente biblice la nivel european datorită Brexitului. Se discută să se renunțe la limba engleză ca limbă oficială și va apărea o dispută care din celelalte limbi europene să fie cea mai oficială limbă a Uniunii Europene. Bine ați venit la această ceremonie la Universitatea noastră Vasile Alexandrii din Bacău, deoarece procedura necesită prezentarea comisiei de acordare a acestui titlu, dați-mi voie să citesc această decizie. Se numește Comisia pentru acordarea titlului de doctor honoris causa domnului academician profesor universitar dr. Nicolae Manolescu, Academia Română, în următoarea componență. Președinte, profesor universitar dr. inginer Carol Ștacuț, rector universității. Membri, profesor universitar dr. inginer Valentin Medeu, președintele Senatului Universității Vasile Alexandri din Bacău. Profesor universitar dr. Adriana Gertruda Romedea, prorector pentru programe de învățământ și activități studențești. Profesor universitar dr. Dănuț Nicu Mârsa Dănilă, prorector pentru programe de cercetare. Conferențial universitar dr. Elena Ciobanu, prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relații naționale și internaționale de la Facultatea de Litere. Profesor universitar dr. Vasile Spiridon, Facultatea de Litere. Conferențial universitar dr. Brândușa Mariana Mălean și decan Facultatea de Litere. Ce putem spune pe scurt despre domnul academician Nicolae Manolescu? Membru al Academiei Române, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, fost ambasador al României la UNESCO, una dintre vocile de mare prestigiu și autoritate în critica și în istoria noastră literară. Profesor emerit al Universității din București, decorat cu Ordinul Serviciu Credincios în rang de Mare Cruce, cu Ordinul Steaua României în rang de Mare Cruce, cea mai înaltă distinție a statului român și cu medalia și titlul ofițer de ordre de art și de letră din partea statului francez. Nicolae Manolescu este una dintre personalitățile care au jalonat major viața intelectuală și scena publică din România, începând cu anii 60 ai secolului trecut și până astăzi. Contribuția domnului academician la viața intelectuală a Bacăului s-a concretizat prin participarea la manifestări literare și prin colaborările consistente și de durată pe care le-au avut cu presa culturală locală. Astfel, în anii 80 ai secolului trecut a fost titularul unei comisii de idei la prestigioasa revistă Ateneu, iar apoi, odată cu interdicția de semnătură care i-a fost impusă, a preluat sub pseudonim o rubrică de comentarii sportive în această publicație. O parte dintre cele 40 de cărți scrise de domnul Nicolae Manolescu sunt repere de primă importanță în bibliografiile de specialitate ale studenților filologi de la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Unii dintre profesorii Facultății de Litere a acestei universități au fost studenți și își continuă încă sub diferite forme colaborarea cu el. În cadrul Uniunii Scriitorilor, ca membrii ai acestea, în juriile unor concursuri naționale de creație literară sau în circumstanțe academice, editoriale și culturale. Nicolae Manolescu a obținut toate premiile naționale posibile în domeniul literaturii, al Asociației Scriitorilor de România, al Uniunii Scriitorilor de România, al Academiei Române, al Asociației Editorilor, al multor reviste culturale, al ASPRO, precum și premiul Anonymous. În continuare, îl invit pe domnul profesor universitar dr. Vasile Spiridon să prezinte laudatio, fiind un om foarte apropiat de domnul academician, este cel mai în măsură să dea citire acestui. Stimați colegi, dragi studenți,
dragi deputați. Nu voi citi nimic astăzi de domnul rector, pentru că este totul la CV, la, în acest, la această laudație, și când de asta este și în limba engleză tradus. Acum nu știu cum să fac, pentru că cred că să rămân așa în limba engleză. Mă rog, nu este că nu prea știu limba engleză, și acum chiar mă mândresc cu acest fapt, că nu prea știu limba engleză. Sunt și eu francofon, ca și domnul profesor, și o să-mi rădui să-i spun acum domnul profesor, pentru că a rămas, nu numai pentru mine, ci și pentru eu 57 de generații de studenți profesori, indiferent că a fost președinte de partid, indiferent că este președinte al Uniunii Scriitorilor, indiferent că ar fi putut să fie președinte al României, eu tot domnului profesor i-aș fi spus. Așa încât este profesorul nostru majuscul. Chiar și cei care nu au fost studenți, se pot considera ca fiind studenții dumneavoastră. Nu voi citi nimic, am uitat tot ceea ce trebuia să spun, dacă despre a fi, știu eu, trebuie să uiți totul ca să spui la tine cu cuvintele tale, să uiți ceea ce știi în privința culturii și să spui cu cuvintele tale, așa sunt și eu, în față de numele cultură, am uitat tot ceea ce știam despre el și voi face un portret totul și cu totul subiectiv, informațiile le găsiți pe internet, le puteți găsi oricând, dar aș vrea să jalonez câteva traiectorii ale personalității complexe a culturii române, repet, a culturii române, nu a literaturii române, care este domnul profesor Nicolae Romulescu. Nu este străin, de ce motivația pentru care este aici? Nu este străin de Bacău, prin singurul fapt să spun că timp de 30 de ani a participat la zilele culturii Călinescene. Și noi ne mândrim, județul nostru ne mândrim cu acest fapt, pentru că timp de aproape 50 de ani, peste 2 ani sunt 50 de ani, de când pe la Onești s-au perindat cei mai mari oameni de cultură din România, cei mai mari scriitori. Și acum încep să... și acum continuăm lucrurile. După aceea, a participat la zilele revistei Ateneu. A avut, după cum spunea și domnul rector, a avut o rubrică permanentă, a Perca Libro, după aceea o rubrică de comentariu sportiv, și cu alte și cu alte ocazii. Ba mai mult, și asta a spus domnia sa la presă, anul 1989 l-a prins la Bacău, 22 decembrie l-a prins la Bacău. Fiecare a făcut revoluția în felul său, unii la televizor, alții în stradă, alții au murit, alții au spart un bec. Domnul profesor era în tipografie. Era în tipografie, a făcut revoluția în tipografie, voia să-și scoată primul volum din istoria critică a literaturii române, pe care va continua în 2009. Ce aș putea să spun? Plecând de la o idee din domnul Tinerificus. În 1976, domnul profesor a scris o monografie introducere în opera lui Alexandru Lopescu. Și acolo știți foarte bine, Museul Tinerificus este un tur de forță a eseistului Alexandru Lopescu, care spune cum aș putea să fac eu o prefață la un tratat de vânătoare scrisul de Cornescu. Păi ar trebui să încep în felul următor, ar trebui să încep în alt fel și în alt fel. Și în felul acesta, de parcursul întregului eseu, el vrea seama că nu poate să facă o introducere la acel tratat. Așa și eu, oricât m-aș chinui, cred că aș avea la concluzia că n-aș putea să fac o introducere pe măsură. Păi, dacă ar trebui să vorbesc despre contribuția României sale la impunerea canonului în literatura română, canonului din totdeauna, atunci ar trebui neapărat să vorbesc despre Titu Maiorescu, ar trebui să vorbesc despre Getulinescu, ar trebui să vorbesc despre Ielovinescu. Dacă ar trebui să vorbesc despre arta lui Noe, atunci ar trebui să mă duc în Grecia Antică, ar trebui să văd ce înseamnă doric, ionic și corintic. Dacă trebuie să vorbesc despre temele lui Nicolae Manolescu, atunci ce ar trebui să fac? Ar trebui să văd ce au scris alți eseiști despre literatura universală și nu mai despre literatura universală, despre faptul întâmplă în copilărie și nu numai de atunci. Dacă ar trebui să vorbesc despre un politic, ar trebui să mă duc la mari noștri cărturari care au făcut și politică, începând cu Pogălnicianu, cu Titu Maiorescu, Nicolae Iorga și alții care au făcut politică activă. Dacă ar trebui să vorbesc despre cariera diplomatică, aici n-aș putea să spun decât un cuvânt. Să știți că mie îmi place cel mai mult acest tip de
ambasador la UNESCO. Poate mai mult decât ambasador în Statele Unite. Nu știu, dar pentru mine sună mai frumos. Ambasador la UNESCO. Ar trebui, deci, iată, să zăbovesc aceste răzoare a literaturii române, ar trebui să plec cu graba și să-mi întâlnesc cu zăbaba pentru a vă vorbi dumneavoastră despre personalitatea domnului profesor Nicolae Emanuelescu. Dar aș lua câteva repere. Cronica literară. Domnul profesor are un record absolut. Cred că în lume, cu cât a scris, mă refer la cât de bine a scris, la cât a scris, să ne gândim la cronica literară. Cronica literară a ținut-o la Contemporanul din 1962, fiind coleg de pagină cu Jean Călinescu, cu Tudor Arghezi, până în 1972. Săptămâna de săptămână. Din 72 până în 1993, la România Literară. De 2 ani continuă la România Literară această rubrică. Dacă facem o mică socoteală și mulțim măcar 30 de ani cu 50 de săptămâni, și dacă socotim că fiecare an aș putea să iasă o carte, pentru că fiecare cronică are 5 pagini, deci atât are și 35 de volume de cronică. Nu mai cu nimic, nimeni lucrul acesta. Este unul din mari poligraf, polihistor, dacă vreți, ai culturii noastre, alături de Jean Călinescu și de Nicolae Iorga. Dumneavoastră nu și-a, n-a vrut să-și publice cronici niciodată. A spus că nu, recitindu-le, îi se pare că este ceva fad în ele. Cu mare greu, în 2001, s-a lăsat convins de un editor, Alexandru Mușina din Brașov, și a scos o carte în 3 volume, Literatura lumea postvedică, lista lui Manulescu, cum este un tip pus de editură pentru programul comercializat, dar nu era cazul. Pentru că, dacă vă spun ce a fost la lansarea cărții Istoria Critică a Literaturii Române la București, în noiembrie 2008, e de groază. Au fost 1000 de persoane. Niciodată nu se poate întâmpla așa ceva. La un târg de carte. Hai, să zic, 100, 150. A fost acum de la Iohannis. Nu știu, sunt mai multe, s-a mai sunt mai multe unele ale scriitorului. Este aceea pe care o reprezentăm noi. Este domnul profesor care este președinte, este domnul Gabriel Tichu, prozator și poet care este vicepreședintele Uniunii și este aici de față. Mai este o uniune a scriitorilor în România care vrea să uzurpe această uniune care este de fapt constituită și vrea să se, de 2-3 ani, vrea să fie ei cei care ar putea să conducă destinele Uniunii. Și mai este, am văzut acum de 2-3 săptămâni pe stradă, un fel de chioșc din asta cu USR. Și m-am uitat că era Uniunea Salvați România. Acum nu știu, nu era nici pus între ghilimele Salvați România și nu avea nici semnul exclamării. Nu știu ce făcea Uniunea. Dar vă rog să mă credeți că avea nu are ce făcea. Față din un profesor care și dimineața aceasta și-a luat de 3-4 ziare aici la Uta. Eu nu prea mai sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în politică, și, dar mă rog, asta rămâne de discutat. Deci, asta spuneam că cel puțin 1000 de persoane. Revenind la cronica literară, cum s-a discutat el cu cenzura? Foarte greu. A început cronica la 23 de ani, sunt numai George Ivașu era atunci la Contemporan, după ce a trecut la România Literară. Vă dați seama, la 23 de ani să publici în cea mai importantă revistă a țării și după aceea să treacă la România Literară. A însemnat în fond o luptă, dar fără succes din partea cenzurii. Pentru că dacă domnul profesor se supăra, nu mai scria. S-au întâmplat cu situații în momentul în care, în 89, Arad Langana nu a mai avut drept de semnătură, scrisese chiar un volum în BPT și nu mai avea drept de semnătură. Și atunci nimeni nu mai putea să mai scrie despre ea. Și atunci a spus că nu mai scrie. A fost un fel de grevă. Greva cronicarului literar. Am mai avut un fel de grevă în momentul în care Ceaușescu a împlinit 70 de ani. În timp de 3 săptămâni nu a mai scris cronică literară, s-a dat bolnav. Și atunci s-a întâmplat următorul aspect. Cenzura, pentru a intra într-o stare de normalitate, l-a rugat să reia cronica literară, pentru că toată lumea aștepta România Literară și pagina nouă. Era pagina care era și acum, este cea mai citită pagină din România Literară.
a dat pulsul în critica românească prin faptul că toată lumea urmărea semnătura, indiferent că erau dușmani, au fost și dușmani, este vorba despre cei care erau raculați puterii și protocolismului cu care s-a luptat înveșnat domnul profesor, și pentru că fiecare și-a fi vrut, aș fi vrut ca domnul profesor să scrie ceva despre el. Fie de bine, fie de rău. Eu acum, dacă, să zic, aș avea o carte, aș fi scos recent o carte și aș fi copiii cartea, că nu e sale, sunt convins că dacă, nu știu, nu era fi bună, mi-ar fi spus-o foarte tranșant, neavând niciun bemol acolo pus pentru faptul că el a venit astăzi aici. Deci, mă rog să mă credeți că m-aș aștepta la asemenea lucruri. Totul până este o persoană cordială, o persoană cu bun conseur, știe să facă și lucruri subțire, dar când este vorba de evaluarea actului fizic, atunci nu are mamă, nu are tată. Așa s-a întâmplat în perioada acea perioadă grea. A fost cel care, a dat tonul, dacă, metaforii vorbind, dacă spunea că s-ar putea să plouă, toată lumea în provincie își stătea umbrelele și acuza dureri reumatismale. Cam așa s-a întâmplat. Instanța critică de aici a fost cea impusă de la România Literară, o echipă formidabilă de critici, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Iurescu, Valeriu Cristea, Gabriel Dumisian și alți câțiva, și de cealaltă parte la Radio Europa Liberă. Adevărata scară de valori în literatura română așa a fost impusă. De aici și de echipa de la România Literară, bine, au fost și provincie, este firesc, dar noi vorbim de ceea ce s-a întâmplat la București și de la postul de Radio Europa Liberă. După 1990 s-a întâmplat un fenomen, n-aș spune ciudat, dar în 1993 renunță la cronica literară. Toată lumea s-a simțit dezorientat, s-a simțit o criză a culturii. Timp de 20 de ani nu a mai scris cronica literară. A revenit acum. Deci, iată, o nouă revenire în forță, probabil, zic eu, nu l-am întrebat niciodată, probabil, și la asaltul tinerilor, și la asaltul celor care cred că o literatură se poate face numai dând impuls talentului, talentul pe care ori îl ai, ori nu-l ai. Ori cred că s-a simțit încă o dată nevoit să facă așa cum a făcut și mai Maiorescu, să facă o inspecție prin această infirmerie a literaturii noastre actuale, există și această infirmerie, și să pună lucrurile la punct. Cred că asta l-a îndemnat. Dar oricum, istoria noastră literară a suferit timp de 20 de ani. A fost o mică perioadă de tranziție între 90 și 93, a fost niște editoriale, Ochiul Magic, toate au fost scrise în dreptul la normalitate, o carte care a fost în 91, un fel de culegere, și altele, dar până ajunge acolo ar trebui să număr câteva cărți, ca să vă dați seama. Debutul critic a avut loc în 1966 cu lecturi infidele. Începuse cu un volum colectiv, să spun, cu autor, cu profesorul Dumitru Micu, literatura română de azi, 1944-1964, dar bine spuneam cu lecturile acestea infidele. Ce înseamnă lectura infidelă? Înseamnă o lectură care nu respectă niciun fel canonul impus de o cercetare pozitivistă. A urmat în 1968 Metamorfozele poeziei, pentru că domnul profesor este și un foarte bun teoretician, chiar dacă nu are cărți propriu-zise de teorie literară, însă Metamorfozele poeziei, despre poezie, din 1987, în arca lui Noe se vede clar mâna teoreticeană. În formă oricul, ionicul și corinticul sunt concepte impuse de domnul profesor. La urmat acea antologie din 1968 cu poezia română de la George Bacovia, la Newport, a fost scoasă de piață. A fost teza de doctorat din 1970, Contradicția lui Maiorescu, contradicția lui Nicolae Manolescu. Un efort dublu, un efort de punerea ordinii literatură, un efort destructiv și, de altă parte, un efort constructiv de a așeza ceva, de a face ceva în literatura română. Era inițial o teză de doctorat, în 70 a încercat să-și susțină teza de doctorat, dar a fost respinsă teza, două referate au fost negative. Vă dați seama cum a fost din cauza, știu, nivelului științific slab, ci datorită modului de abordare a lui Maiorescu. În 1974 avea putut să-și dea teza,
ci totuși la gândiți-vă câți ani avea atunci. A, nu a spus câți ani are. Păi să vă spun, s-a născut, ca să de vârf anul, s-a născut cu un an înainte de moartea lui Nicolae Iorga și cu, și cu 54 de ani după nașterea lui Iul Evrea. Calculați și dumneavoastră să vedeți ce vârstare. Așa. Și... Da, 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 așa. Când ați primit, vrei să spun 70 de ani, în California, un mare profesor, spunea că de fapt are 50 de ani, nu 70. Nu, oricum o vârstă tânără, la 20 ceva de ani, doctor pe vremea aceea era, era ceva, era formidabil să fie doctor pe vremea. Dar el mai avea unele antecedente cu, cu puterea. În ce sens? În 1950 a trebuit să-și schimbe numele, pentru că părinții săi, profesori, mama profesoară de franceză, tatăl profesor de filozofie, au făcut puțină pușcărie, până la 2 ani. Și atunci el nu putea să-și continue studiile. Le începuse inițial, nu știu, la rând cuvânt, ce a continuat la, la Sibiu, nu le-a putut continua pentru că avea dosarul pătat. S-a înscris la facultate, a fost exmatriculat în anul 3, în 1958. S-a dus după aceea să dea examen la Institutul de, de Cinematografie, nu l-a luat pentru că s-a dovedit faptul că a fost exmatriculat. A fost rematriculat în 59, a terminat în 1962. Bun. După aceea l-au rugat să intre în partid, n-a vrut să intre în partid, a folosit fel de subterfugii, nici decan, a fost să fie absolut nimic. Și în felul acesta și-a păstrat independența, independența absolută de, de spirit, pentru că asta este în fond triumful lui Nicolae Manescu, este triumful unui, unui spirit liber. Dar continuăm cu acel an, spuneam, 1973, cu reeditarea tezei de, de doctorat, urmează un formidabil ciclu de teme, de 7 volume de teme, 1971, 1975, 1978, 1983, 1984, 1986 și 1988. Aici îl vedem pe cronicarul literar Nicolae Manulescu degajat, fără niciun fel de rigoare, să spun, a cronicii, a rubricii pe care trebuia să o țină. Face fel de fel de divagație în literatura universală, în copilăria sa. Nu vorbește despre lucruri aparentul, aparentul minore, dar care pentru sufletul lui contează foarte mult. Vă pot spune după aceea, deci am ajuns la, la teme, 1977-1979 este coautor de manuale de liceu, clasa 9 și clasa 12. Am învățat acele manuale. Atunci erau singurele manuale. Atunci nu erau alternative, acum și să spun că sunt autor de manual. Atunci însemna ceva foarte bun. 1980, un an foarte important, este vorba despre Arca lui Noe, 1981-83, volumul al doilea, 1984, volumul, nu, de fapt 83 și 82, nu, 1980, 82 și 83. Deci trei volume din Arca lui, Arca lui Noe. Despre poezie, 1987, reia vechile lui teorii despre poezie, că în fond poezia nu poate fi încorsetată între niște limite structuraliste. Poezia este poezie, are inefabilul pe care putem să-l prindem sau nu putem să-l prindem, un inimar cam atâta este, nu vă rețin prea multe, multe detalii. Urmează anul 1990, primul, primul volum din istoria critică a literaturii române, am avut șansa ca fiind primul student să, un an înainte, era în anul al patrulea, la un curs opțional, să ne predea, de fapt, din, acel, din, acea, din acea istorie. Am avut privilegiul acela de a asculta în prima audiție, dacă vreți. După 1990, spuneam că este anul tranziției cu acele, acel drept la normalitate înspre, înspre activitatea politică. Într-o lume atât de bulversantă cum a fost aceea după 1990, când orice scară de valori era era înjosită, în momentul în care au ajuns la putere oameni care nu prea aveau ceva legat de puterea ca atare, deci mă refer la actul civic, atunci s-a angajat în, în, în politică. Au urmat, desigur, după aceea, au urmat și alte cărți, reeditări, au fost foarte multe reeditări, unele dintre ele au fost de vreo trei ori, de exemplu, teme din
2000, în 1991, 2010, în ultima editare, acum de 8 ani. După aceea mai scrie câteva cărți despre citit și scris, despre istoria României pentru cei care știu să o înțeleagă, pentru că este un mare lucru. Domnul profesor scrie de rol plictisitor. Nu veți găsi niciodată în cronicile sale, cred că mi-ar trebui un an de zile să citesc tot ce a scris domnia sa, nu are nimic care să fie plictisitor, sunt atrăgătoare. Întotdeauna găsește un clinci, întotdeauna găsește un paradox, o critică de tip impresionist, care este, desigur, amestecată cu fel de alte tipuri de critică, dacă e cazul. Critică fie sociologică, fie psicanaliză, psicocritică sau tot ceea ce vreți dumneavoastră. Și vă spuneam că urmează acel an formidabil, 2008, cu lansarea istoriei critice a literaturii române, care continuă, să spunem, continuă în mod cert istoria lui G. Călinescu, dar este concepută cu totul altfel. Dacă G. Călinescu nu cita pe absolut nimeni, Nicolae Manulescu îi citește pe toți cei care au scris despre literatura română și face în fond o meta istorie. Pentru că după ce citește practic tot ce s-a scris în literatura română și m-a convins aseară despre niște amănunte legate de Petru Maior, spuneam că de aici plecând la receptare. Și după aceea abia vine el și își spune părerea despre ce cred el sau cum cred el că ar trebui să fie văzută literatura română. Știu eu, mai sunt multe de spus, poate despre profesorul Manulescu, cu totul un conformist, un profesor de tip american, deci este francezul până în vârful uilor, nu adoptă o ținută scorțoasă, ci una cu totul și cu totul degajată, cu blugi, era cu un tricou, era de totul de conceput în acei ani, totuși ne-a avut și el doi mari profesori, G. Călinescu și Tudor Vianu, printre ei. De la G. Călinescu, spuneam că de fapt de la G. Călinescu, la cursurile lui te simțeai întotdeauna prost, pentru că nu puteai niciodată să vezi cum un asemenea profesor poate să facă atât de multe legături între fel de domenii, iar pe de altă parte, de la Tudor Vianu, se simțea că este mai deștept decât era, nu numai el, toți studenți. Și atunci a spus, hai să merg la fiecare cam ce ar fi mai bine. A luat spectaculozitatea ideilor de la G. Călinescu, iar de la Tudor Vianu a luat acea democratizare a actului pedagogic. Eu mi-amintesc că înaintea examenului de literatură, timp de 5 zile, am citit 1500 de pagini din Marin Preda. Toată opera lui Preda am citit-o. Nu mă puteam prezenta la examenul profesorului Manulescu fără să știu. Nu era vorba de notă aici. Mi-a picat, desigur, Preda la oral despre agresiune în opera lui Preda. Și atunci, din critică, mi-a venit la îndemână mai mult un volum, Ocazie și aspirația lui Mihai Lungheanu, care era pe cealaltă parte a baricadei, era protocolist. Dar domnul profesor n-a schițat absolut niciun gest. Să spun că nu, dar nu mă interesează asta, mă interesează altceva. Deja să spun, studentul se simte în fața lui cu totul și cu totul liber. Am avut onoarea să fiu la 4 teze de doctorat, invitat de domnia sa, încă la vreo 5 comisii sau 6 membri de comisie și am văzut cum prezintă un referat. El vorbește ceva, pleacă la niște puncte din teza respectivă, și își ține cursul, timp de 30 de minute, 40, mi-aș putea lua notițe. A fost o teză despre arghezii, a fost o teză despre scandal, la care aș putut să-mi iau notițe, dar nu avea nimic la mine. Cam asta este profesorul Nicolae Manulescu. Sunt multe de făcut, vedeți că eu pot să bat mult războare literaturii pentru a ajunge în final la un portret al domniei sale. Nu cred că voi reuși. Și cât de cât eu cred că am putut să conturez cât de cât. Este o mașină de texte, de citit texte și de scris texte. Unii se întrebau cum poate, când are timp, Adrian Marinov chiar încerca să demonstreze că nu are timp să citească atât de mult. Da, sunt oameni care pot să citească, alții pot mai mult. A emis un complex al literaturii române, acela că nu poți fi mare personalitate, dacă nu scrii lucruri foarte serioase în sensul în care acest lucru este înțeles de
Adrian Marimon și de Constantin Noica. Dacă nu putem să ieșim în Europa cu poezie, cu eseu, cu feuilletonistică. Domnul profesor a reușit să demonstreze acest lucru printr-un efort critic susținut. A scris cam cel puțin două texte pe săptămână și care este, așa cum îl vedeți aici, o enciclopedie, știe mult mai despre literatură, știe și istorie, știe și artă. Îmi amintește ceva de Solomon Marcus, îmi amintește ceva de Alexandru Piru, care iată anul viitor va avea centenarul nașterii. În orice subiect l-ați îndruma, el va ști să răspundă. Mă opresc aici, eu sunt tare mulțumit că am ajuns în această postură să vorbesc despre domnia sa. Nu știu dacă nu aș fi fost student, poate că nu aș fi ajuns în această postură. Am învățat multe, a fost un model indirect. De ce model indirect? Pentru că vă spuneam că a fost o democratizare a spiritului pedagogic din partea sa. Nu am spus nimic, dar trebuia să spun și asta, uitați, despre Cenacul de Lul. A îndrumat o formidabilă generație, generația anilor 80, a condus destinele unei întregi generații. Este de la lumea sa, o prima dată, Mircea Cărtărescu este un mare poet, cel mai mare scriitor al contemporanității. Am notat asta la notele mele de curs. Asta nu l-a împiedicat ca luna ianuarie să-l facă praf cu ultimul solenoid. Deci, el întotdeauna ce dă cu o mână, poate să și ia cu cealaltă. Așa a făcut și cu Marin Preda, așa a și făcut și cu Nichita Stănescu și cu toți alții. Deci, scara de valori este bine așezată în literatura română de profesorul și criticul Nicolae Manuescu. Mă opresc aici, domnule profesor, ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru. Și eu mă bucur că am putut să vorbesc și să fiu ascultat indirect, pentru că lumea a venit pentru dumneavoastră, m-a venit pentru mine. Să-l aplaud. Deoarece au putut să expună liber. Eu trebuie să mă conformez procedurii, deoarece din țara bunului simț am devenit țara procedurilor la ora actuală. Așa că dați-mi voie. Astăzi, 27 octombrie 2016, la propunerea Departamentului de Limbă și Literatură Română și Științe ale Comunicării, din cadrul Facultății de Litere, Senatul Universității Vasile Alexandrii din Bacău oferă titlul de doctor honoris causa domnului academician, profesor universitar, dr. Nicolae Manolescu. Și cercetării științifice pentru contribuția adusă dezvoltării culturii românești, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău conferă titlul de doctor honoris causa. Scrise și istoria ale Bacăului și județului Bacău. În continuare, rog pe domnul academician să spună acest cuvânt. Mulțumesc! Mă zice că mă simt grozav de bine îmbrăcat așa, dar mă uit în stânga și văd că toți sunt la fel și acum nu revin. Orice lucru serios trebuie să aibă și o parte comică, fiindcă altfel vă dați seama, ne-am putut singurăzitor. Orice ceremonie trebuie să aibă și un pic de haz din când. Aceste uniforme, nu neapărat pentru prima oară,
au, aduc sarea și piperul în bucate de universitate. Mulțumesc conducerii universității. Nu prea știu ce titluri mai sunt acum. Am descoperit de curând că reformele din învățământ au dus la schimbarea multor titulaturi. Nu mai este șef de catedră, director de departament, rector e și el pe cale de dispariție, cred, așa e în Franța cel puțin. Deci nu vreau, nu pot să mă adresez cu tipul potrivit, că nu știu care este. Oricum constat că cel puțin în această privință multele reforme de după 1994-5, când eram în Parlament și am votat-o pe cea din tâi, au dat și rezultate bune. În rest, nu mă pot pronunța. Mulțumesc lui Vasile Spiridon pentru laudatio, pentru elogii, de fapt, cea mai mare măsură meritată, evident. Aș vrea să fac niște două precizări, totuși, înainte de a intra în subiect, să spunem așa. Prima precizare ar fi că legăturile mele cu Bacău sunt în anumite privințe nu mai la fel de vechi, cum spunea și el, dar a zice paradoxal, este singurul oraș din România în care am fost interzis de mi-a fost interzis de semnătură. Cine mi-a interzis-o, nu mă întrebați că nu știu. Președintele Consiliului Județean se numea Tănase pe vremea aceea. Da, și care era ceva rude cu Mircea Dinescu. Mă rog, nu făceau parte din aceeași tabără pentru un moment, ca să zic așa. Habar n-am cine și de ce mi-a interzis-o. Și mă rog cu Sergiu Adam, care era redactor șef adjunct la Ateneu și care mi-a propus o un fel de târg. O să o fel de, cum zice acum, o negociere. Luați-vă alte rubrică, de asta de până acum. Asta de până acum se știe acum. Și zic una de sport, am zis eu. Am mai scris în alte lecții. Am o rubrică de sport și o semnăm cu pseudonim. Și a luat. Totul a mers perfect până când Sergiu m-a căutat și mi-a zis, nu știa nimeni, n-a aflat nimeni. Nici George Genoiu, care era redactorul șef, nu știa nimeni, numai noi de ăștia. Și a zis, avem o problemă. Nu putem să nu plătim. Nu se plătea mult, dar se plătea. Nu putem să plătim, că nu e ca acum, te duci, scoți un buletin, zici numele meu de scriitor, e altul, dă-mi bani. Nu, trebuia să mă divulg. Și nu iau niciun bani, dar nici asta nu se poate. E suspect, adică deci nu vrea să ia niciun bani, pentru că nu există. Cine nu lua bani când era urmă să publice? Nu mai știu cum, cred că n-am luat niciun ban până la urmă, faptul că numele nu mi-a fost divulgat, până s-a ridicat sancțiunea. A doua precizare este că, da, m-am nimerit în zilele Revoluției din decembrie 89 la Bacău, dar nu ca să scot primul volum din istoria critică, ci ca să-l scot din tipografie. Nu că aș fi știut că vine Revoluția, dar mă înțelesesem cu cel care, de fapt, a fost la originea scrierii acestei cărți, cu prietenul meu Zivu Ornea, Dumnezeu să-l odihnească, să mai amânăm apariția cărții, pentru că umblase cenzura prin ea. Fiind literatura veche până la 48, 1948, nu erau scriitori fugiți în străinătate, interziși. În schimb, erau câțiva critici. Prieteni de-ai mei, foști colegi, Virgil Nemoianu, care crește și acum în America, Ion Negoițescu, erau citați că scriseseră și ei despre perioada cu pricina și fiind plecați din țară și unul și altul, nu puteam să le dau numele. Și atunci am găsit pretextul, am venit la tipografie și am zis eu mai am niște modificări de făcut. Nu le-a plăcut, bineînțeles, și am luat frumos, să spunea pe vremea aceea, șpalturile, printurile, nu se spune acum, șpalturile și m-am dus cu ele la, stăteam la hotel unde directoarea hotelului, Decebal, acum era soția lui care este Costin, îl văd aici în sală și pe care n-am mai văzut-o, iar pe ea n-am mai văzut-o până aseară de la, din zilele alea de înainte de Revoluție. M-am dus frumos acolo și m-a luat deoparte, doamna Costin, și
mi-a șoptit, zice, eu un tip aici am un costum de piele, așa, nu avea, toată lumea, securiștii aveau haine de piele, dar nu aveau cercei. Nu puteau cercei. Nici în râs, nici în nas. Acum nu sunt distinctive, să uitați bine. Pe vremea ne uitam la pantori, dacă erau cu găuiele, erau clar că-ți dau securitate. Era uniforma lor, așa, dar aveau un depozit numai pantofi cu găuiele. Și zicul care doarme aici pe canapea, pe zic, mă, nu îmi trebuie, ce caut aici? Zice, nu, nu ies cine e. S-a prezentat aici, cum o să prezinte? Zic, dar nu o să ajuns, știu cine e. Zic, bă, sunt în cameră de-astea de înregistrat, nu cred că nu știu, nu bag mâna în foc, dar cred că nu. Zic, și dacă sunt, ce o să mă înregistreze citind un propriu, vorba bine, că n-aveam cum să fac nimic, ale la semnul ca să mă aflu în treabă. E, m-a salvat revoluția, n-a mai fost nevoie să fac nicio modificare, după două zile s-a terminat toată povestea. Da, și tot atunci, în zilele acelea, fiind aici în Bacău, am vrut să văd și eu niște vechi prieteni care puseseră la Onești în acei mulți ani în care am tot fost la zilele Călinescu. Unul din ei era primarul Bacăului, Săndulachin, celălalt era președintele Consiliului Județean, Toma. Săndulachin a murit, Toma trăiește și acum, foarte bătrân, bolnav, am mai tot vorbit cu el. Doi oameni cărora li s-a datorat în mare parte existența zilelor culturii călinescene, în vreme de 3 decenii, și mai bine, durează și astăzi, dar nu mai sunt interesante, pentru că acum se duce cine vrea, da? Acolo se ducea numai cine avea voie și pentru care se băteau cei de la partid. Asta ca să aveți o idee că în Partidul Comunist erau unii oameni de treabă, de altfel cum sunt și acum unii în partidele actuale. Mai sunt și unii de treabă. Erau și oameni de treabă. Cei doi au reușit să țină aceste zile Călinescu în profita tuturor dificultăților și nu vă mai spun ce probleme aveau de toate felurile. Și bineînțeles că aveam asistență permanentă făcută din ofițeri de securitate care stăteau la hotel, în același hotel, unul singur, dar mai ca lumea era atunci în Trotuș, în Onești, și veneau, și domnul Săndulache venea, nu pot să-i spun tovarășul, că nu era tovarăș deloc. Venea la ajut cu autobuzul să ne ia de la tren de acolo, că era mai complicat să așteptăm legătura. Ne ducea și după ce ne urcam tot, să urca și el stătea în picioare pe ultima treaptă acolo, de ochiul șoferului, pe locurile din față, Mircea Zaciu, și pe el se ia de Dumnezeu și cu mine. Și ne spunea, domnilor profesor, știți, stați tot la Trotuș, la camere 101-103. Și întrebare, propunere, observație rituală, răspuns ritual. Și la 102, cei la 102 sunt băieți. Și băieții zic, dar de ce nu i-ați trimis în parc să strângă frunze, că așa făcuse cu un an în urmă? Zice, de data asta de la București, nu stai mai. Dar ăștia erau oameni. Da, care ne-au ajutat și, mă rog, pe Săndulache nu l-am găsit, de altfel primăria și Consiliul Județean erau împrejmuite cu tabu. În schimb, pe Toma l-am întâlnit și m-am dus la el în birou și am dat ce se întâmplă la Timișoara. Și am spus, la Timișoara, zicea, niște golani care au ieșit în stradă, nu știu ce. Eu fusesem la profesorul Neagu, Gheorghe Neagu, pe care unii dintre voi dumneavoastră știți. Acum e la pensie și el, fost student al meu de asemenea, și ascultați-mi Europa Liberă acolo, împreună cu el și cu tânăra poetă Raluca Neagu, acum la Ministerul de Externe lucrează, mi-a fost șeful la Iran, la UNESCO. Și știam câte ceva. Nu, ce niște golani, niște derbeli, ce, dar cum ați intrat aici? Păi zic, nu era nimeni la poartă. Aici, facem un control. Și a coborât cu mine, bineînțeles că era un major la poartă acolo. Pretext. Am ieșit, ne-am așezat pe banca acolo și stat jos. Gata, zice, s-a terminat. Că nu mai știu de aici încolo, cum o să ne mai vedem. Zice, nu știu ce o să întâmple dumneavoastră, cu mine e sigur ce o să întâmple. Zice, s-a terminat, zice, când i-am auzit azi noapte pe cei doi demeni strigând în teleconferință, trageți în ei.
Am zis, de asta ne-am luptat noi pentru popor. Să tragem un popor. Acum, mă rog, limbajul e al lui Toma, nu al meu. Mă trăisesc că nu m-am sculat o vreme de pe bancă de acolo. Și am arătat, zic, da, ce face poporul? Uite aici, taburile. Securitatea nu o să tragă un dronus. Da? Asta e o veste bună. Zic, dar armata? Zice, armata nu știu. Deci lucruri pe care le-am aflat după, tocmai niște alimente. Acum eu n-am mania aranjamentelor de felul ăsta. Nu sunt eu în Cristoiu, de fapt. Doamne, păzește. Dar, totuși, e surprinzător dacă vreți. Dincolo de asta, sigur că legăturile mele cu Bacău mai sunt și de altă natură. Sunt aici o mulțime de scriitori, membri ai Uniunii, prieteni, văd și prin sală pe aici, de la neamț, Mariana lui Gheorghe, pe Cornelul Galben, îl văd aici, pe Constantin Cărin, pe care e strat profil. Și pe cine? Văd o mulțime de figuri cunoscute, pe care le știu de foarte multă vreme, nu le văd pe altele care nu mai sunt. Nu vreau să insist pe tema asta, pentru că din ce în ce mai des mi se întâmplă să pomenesc de oameni care nu mai sunt printre noi. Ceea ce este foarte firesc până la un punct. Și noi ne vom duce după ei, ei nu mai vin înapoi, asta este lucru sigur. Nu vreau să vă spun, nu vreau să mă întind la vorbă, vreau să vă spun legat direct de această ceremonie, de această... Eu am fost totdeauna, de când mă știu, un om al școlii. Asta de copii. Nu numai fiindcă am avut părinți profesori și mirosul de cretă, care acum nu mai e. Creta nu mai e miroasă acum. Creta pe tablă, care nici asta nu ți pare că nu mai există, s-a transformat în cel într-un fel de tabletă mai mare, așa. Mirosul de motorină, de podele, nici motorina nu se mai folosește la școli. Toate astea le am încă în nas, să zic așa, și altele în ochi, de pe vremea când aveam, Dumnezeu știți, am vreo 5-6 ani, nu eram la școală și îi predam fratele meu mai mic ce învățam eu la școală. El avea 2 ani, 2 ani jumătate și mi-a zis că dormea. Mi-am început cariera didactică adormindu-l pe el. Este că nu mi-a mai reușit pe urmă, trebuie să recunosc că aici avea dreptate. Ține spiritul. Dar, într-un fel, să știți că e mai greu să-i adorm pe toți, n-am capacități de astea de hipnoză, decât să-i ții treji. De atunci, am avut probabil această plăcere, această, să nu spun, vocație, m-a lăudat el destul, ce să mă mai laud și eu. Fapt este că mi-a plăcut școala și chiar și după ce nu am mai predat la universitate, după ce m-am pensionat, am mai predat eu câțiva ani așa. Veneam de la Paris odată pe la 2-3 luni și mai făceam câteva ore. Totdeauna mi-a făcut plăcere, dar și după asta n-am refuzat niciodată să mă întâlnesc cu elevi și cu studenți. Acum îmi place din ce în ce mai mult să mă întâlnesc cu elevi. Pentru că am constatat că sunt mai vioi și mai doritor de învățat decât sunt studenții, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar am renunțat acolo 3 ani să mai predau, că am dat peste niște serii la București absolut îngrozitor de slabe, care la concursul de admitere scriau arghezii cu 2 I. Scriau noștri cu 2 I, asta se mai întâmplă și la doamna Grapini, la celebră pentru greșelile de gramatică, de ortografie mai ales, și, dar totuși, arghezii cu 2 ce să-i spui unui student, care scrie arghezii cu 2 nu venea să-i spun absolut nimic. Îmi venea să-i spun ceva, dar nu. Din punct de vedere academic, nu era indicat. Și am renunțat și, în diverse ocazii, recent am fost la Cluj, la festivitatea unui scriitorilor, și te mai duci la facultate. Fusesem un an înainte la o clasă de excelență pe care o făcut acolo Ilie Rad la universitate, adunând studenți din toți anii și de la toate disciplinele, pe cei mai buni, foști olimpici ca elevi,
adunându-i pe toți. Și excelenta clasă a reușit să pună niște întrebări atât de stupide, dar în anul următor am zis, nu, eu mă duc la un liceu, nu mă duc la facultate. Mers la un liceu, zice, se cel mai bun din Cluj, Racoviță, dar de mate fizică, unde erau mai lăsări cu profilul ăsta. Aia e mult mai interesant. Și mă gândeam că dacă o ținem tot așa, peste un an mă duc la gimnaziu, peste doi la primară și peste trei direct la grădiniță. Da. Deci am impresia că cam asta e, să zic așa, evoluția lucrurilor. Dar revenind, mi-a plăcut totdeauna să mă întâlnesc cu studenți, cu elevi, cu profesori, pentru că asta este mediul meu. Sigur că am scris tot procurul ăla de cărți de care vorbea Vasile Spiridon. Sigur că am publicat două articole pe săptămână de scris, am scris mai multe, care nu mi-au fost publicate sau nu le-am publicat eu. Dar una peste alta am fost și am rămas profesor, dascăl, Belfer. Pe mine școala mă interesează și m-a interesat întotdeauna cel mai mult și de-aia mă uit acum cu puțină disperare, dacă vreți, la ce se întâmplă totuși în școală. Adică, după atâtea reforme, vă spuneam, eram în Senatul României când s-a votat prima din aceste reforme a învățământului. Și de atunci ceva nu era în regulă. Vreau să vă spun că orice proiect de lege, cum a fost și legea asta a învățământului, este precedat în discuția Parlamentului, în dezbaterea Parlamentului, de un fel de sos, așa, nu se poate mâncare fără sos, nu? În care se explică, este, de fapt, se explică în ce constă legea, care sunt meritele ei și de ce ar trebui votat. Și sosul a început așa, că scopul școlii românești, nu spunea școală, că asta este banal, scopul, nu știu, găsiți un termen mai serios, așa, este de a educa pe tineri în spiritul spre cunoașterea valorilor naționale, patriotice, ale trecutului și ale prezentului și ale viitorului României. Și eu am dus la tribună, o tribună exact asta. Mai că în fața mea erau oameni ceva mai în vârstă, pentru că mea Parlamentul era făcut din tineri, era făcut numai din bătrâni. Foarte, toți erau bătrâni. Eu eram cel mai tânăr. Am rămas în cel mai bătrân de obicei, mai să nu am tânăr. Și m-am dus frumos și am spus, stați o secundă, zic, cum adică să educăm în legătură cu niște lucruri despre care nu știm nimic, n-ar trebui întâi să învățăm. N-ar trebui ca școala mai întâi să ne învețe, ca să ne poată educa în spiritul acelor valori despre care ne-a informat. Păi, zic, problema comunismului era foarte simplu. De ce eram educați fără să fim instruiți? Păi, pentru că asta se chema spălarea creierului. Ori, ce facem noi? Am vrut să spălăm creierele în continuare. Sunt destul de spălate, să știți, sunt curate, sunt albe. A pus și detergent, acum se găsește și detergent de la o vreme, e la liber. Deci nu mai e cazul să mai spălăm o dată creierele. Puneți aici. Scopul școlii este să învețe, să ne învețe, după care, sigur, să ne educe. Pe cum o să mă educe, să îmi educe mie dragostea de țară, de exemplu, dacă eu nu cunosc țara, dragostea de monumentele românești, de carofiere, dragostea de cultură, dacă eu habar n-am despre ce e vorba. Trebuie mai întâi să-mi spuneți despre ce e vorba, după care mă educați. Nu? Nu. A rămas cum a fost. Nu s-a schimbat absolut nimic. De atunci a început, dacă vreți, un fel de dispreț al școlii pentru ceea ce se cheamă pe românește a învăța. Când am spus, ne instruim, nu? Și că asta e ca la militarie. Mai instrucție una, militarie alta, nu chiar așa simt. Nu, n-a fost schimb. De atunci școala nu ne mai învață. Nu ne mai învață. Rezultatele se văd zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă, vorba tovarășului Lenin despre mica proprietate privată, pe care am învățat-o așa de bine la școală, vedeți ce înseamnă să înveți, încât am uitat-o până la vârsta asta.
Nu se poate dacă nu învățăm. Nu se poate dacă nu dobândim cunoștințe. Și momentul din viața fiecăruia dintre noi în care putem dobândi aceste cunoștințe repede, bine, care să se așeze la temelie, nu undeva pe acoperiș, așa ca holurile. Școala. Școala de toate gradele, universitatea. După aia avem foarte puține ocazii să învățăm. De aceea mi se pare chiulul o formă de irresponsabilitate. Pe el, cum se chiulești din singurul loc și din singurul timp, interval de timp, în care poți să înveți cu adevărat ceva, mi se pare, nu paradoxal, mi se pare o prostie. Pe, când să învățăm? Hai, da, după ce am terminat școala, după ce ne întemeiem o familie, facem copii, începem să ducem la slujbă, căutăm, apelăm la bunici să ne crească copiii, dacă nu avem bani să plătim bonele, la serviciu avem o mulțime de probleme, se tot schimbă orarele, programele și celelalte, mai învățăm ceva, nu mai învățăm nimic. Ideea că viața te învață e o naivitate. Viața te strică. Dar de vreodată nu te învață nimic, să fim serioși. Asta cu experiența de viață, sau ai sau nu ai experiența, nu ți-o faci. Pa, experiența politică, da, asta se face. Dar experiență de viață, în sensul propriu, nu. Asta este un dat al omului. De aceea suntem oameni, nu suntem animale. Suntem niște ființe dotate cu rațiune. Dar ce privește cultura, toate felurile de cultură, sigur, umanistică, științifică, oricare ar fi ea, aici avem de învățat și nu putem învăța decât într-o perioadă foarte scurtă de timp. Atunci când există mediul necesar, atunci când nu avem alte, teoretic, evident, nu avem alte preocupări decât să învățăm, după care vine o vreme în care nu mai avem timpul și nici mediul necesar. Atunci când mintea noastră este capabilă să rețină cel mai bine, cel mai repede și definitiv câteodată ceea ce am învățat. Dacă ratăm această șansă, și mă gândesc, mă uit aici câți oameni tineri sunt în facultate, unii din ei sunt în ultimul an, dacă ratați această șansă, eu vă spun, ca mai bătrân și cu oarecare, să zic așa, învățătură, că nu vă mai întâlniți decât în mod excepțional cu ea. Mai ales că, de pildă, de la o facultate, cum este cea de filologie, de litere, nu? Când am terminat eu, în 62, 90 și ceva la sută dintre noi, colegii mei și noi, mergeam la un profesor, la școală, la liceu, la țară, eventual, cele mai multe cazuri. Și încă an bun după aceea, chiar și în generațiile de după, filologii se făceau profesori de română. Acum spuneți-mi câți absolvenți de filologie se fac profesori. 5%, 10%, 15%. Sigur, e altă ofertă, o să spuneți. Pe atunci nu exista. Atunci, chiar dacă mai existau, pe vremea aia, două, trei ziare, așa, aici, acolo, câte unul, nu prea se duceau la ziare, că dacă ați văzut vreodată cei mai tineri, cum arăta de pildă ziarul Munca, unde s-au dus câțiva dintre studenții din primele mele serii, Mircea Iorgulescu, Dana Dumitriu, au fost la Munca. Dumnezeule, am văzut la Munca, era ceva îngrozitor. Nu mai vorbesc de ziarele județene sau regionale, mă rog, la început. Că la raion mi se pare că nu erau. Pe vremea aia aveam și raioane, când am terminat eu ca în Republica Moldova. E bine, acum sunt o mulțime de ziare, ziaristica a devenit un cumplit meșteșug de tâmpenie, cum zice un cunoscut, nu chiar localnic, dar nu foarte departe de aici, parcă îl cheam eu Crean. Vorbește de gramatica lui Măcărescu. Presa acum face niște oferte colosale, nu mai vorbim de televizie. Hai bine, televiziunea a devenit un punct de atracție formidabil. Și atunci ce să mă fac eu, profesor? Îmi spunea o profesoară, o fostă studentă de-a mea, întrebat-o, nu o dată, întreba copiii în clasă,
Dar de ce să ne facem profesor? Nu știu cum a venit vorba. Păi ce așa zice, să stăm toată ziua cu toți de bedei, dar dumneavoastră zice, să fiți și plătiți și prost, că am au flagme de la televizor, ca ce lefuri aveți. Acum, și zic, și ce ai răspuns? Zice, nu, mi-a răspuns nimic, ce puteam să răspund. Dar este o meserie de mare risc. Din păcate, nu se vede imediat. Un chirurg nepriceput își omoară pacientul sau îl nenorocește și asta se vede a doua zi și apare ideea de malpraxis. Acum vreau să vă întreb, ați auzit de malpraxis în învățământ? Eu n-am auzit. A fost cineva condamnat? A, da, educatoarea aia care îi bătea pe copii, nu știu ce s-a întâmplat cu ea sau... Am mai auzit, dar de malpraxis n-am auzit. Când s-a făcut prima carte a școlii, a învățământului în anii 90, nu mai știu dacă mai e valabilă și ce mai țin cumplit cu ea, un profesor putea fi eliminat din școală pentru tot felul de păcate. Dacă era condamnat penal, dacă avea relații nepotrivite, poate fi fost și potrivite, Dumnezeu știe, cu persoane mai tinere, indiferent de sex, evident, nicăieri nu se spunea că era un profesor care este găsit la inspecție, capătă nota 4 la inspecție, poate fi dat afară de școală. Deci competența nu intra în discuție. Și nu știu, intră acum, cineva știe cum e cu carta corpului, dar nu intra, competența nu exista, adică profesorul, dacă nu făcea păcate într-un anume fel extra-școlar, să zic așa, pentru păcatele organice, alea care țineau de meseria lui, nu putea fi niciodată sancționat. Dacă lucrurile au rămas așa, nu aș via, nu e bine. Și întreba de foarte multe ori, da, de multe ori am văzut întrebat, să-mi dau și eu cu părerea, că mă rog, singura instituție națională care funcționează perfect la noi e datul cu părerea. Așa că am dat și eu cu părerea mare. Totuși, de toată lumea, nu pot acum să fac opinie separată, să fac excepție. Am fost și întrebat care ar fi, totuși, defectele, cusururile cele mai mari ale societății noastre în momentul de față. Și nu mă țiesc să spun că sunt două. Una este școala proastă și a doua este, pe cale de consecință, cum se spune în limbaj juridic, incompetența generală. Omul nepotrivit la locul nepotrivit. Asta a devenit formula, vechea formulă clasică s-a modernizat. Nu mai e omul potrivit la locul potrivit, e invers. Omul nepotrivit la locul nepotrivit. Cele două mari, cum să le spun eu, nici nu știu de ce natură sunt, de natură morală, socială, educație. Oricum, pentru mine, ca om de școală, școala e înainte de toate. Dacă școală nu e, nimic nu e. Putem și noi să schimbăm un pic pasajul din Biblie pe care îl folosește Marin Preda la sfârșitul unei de romanele lui. Dacă școală nu e, nimic nu e. Ori tot mai des, școala nu e. Sunt deja una, două generații, iată-ți la aproape câți ani de la Revoluție, aproape 30, din 3 decenii totuși, absolut îngrozitor de mult, când prestigiul școlii practic s-a prăbușit. Foarte mulți tineri, oarecum pe model american, în America nu fiind obligativitatea școlii decât în anumite forme și foarte la început, nu până la, până la clasa 10-a sau nu știu câte la noi acum, lucrurile chiar așa stau, foarte mulți tineri nu termină școala, din diferite motive. Unii nu se lăsați de familie, alții sunt împiși de la spate, să plece, se câștigă mai ușor cu bișnița. Gândiți-vă că noi am reușit să adaptăm un cuvânt foarte serios care stă la baza capitalismului, business-ul, în bișniță. Deci l-am făcut și pe asta, bravo. Până și business-ul a devenit o bișniță. Păi dacă din bișniță, indiferent cu ce câștigi, foarte mult, de ce să mă duc la școală? Ca să mă fac profesor, ca să mă fac medic, Doamne Dumnezeu, ca să mă fac medic, să mă duc într-un spital, să mă umplu de boli nozocomiale sau să-mi sară Tolontan de la Gazeta Sporturilor în cap. Că mai nou, Tolontan nu se mai ocupă cu sportul, se ocupă cu spitalele acum. Nu e, să nu credeți cumva că e medic. Nu, el e un incompetent în medicină, ca și mine de altfel.
Dar a descoperit acest subiect extraordinar. Mi s-a explicat că lucrurile nu stau chiar așa. Împins un om să se sinucidă pe ăsta de la Hexifarma degeaba. N-a fost nimic adevărat din toată povestea aia. Infecțiile nosocomiale există de când lumea, în toate spitalele din lume, numai că sunt ținute sub control, iar substanțele alea nu puteau fi de 2000 de ori diluate, pentru că vă dați seama că atunci nu mai luau, dădeau apă chioară, că aia mai avea niște bacterii, ceva, pe când alea diluate de 2000 de ori nu aveau nimic. Orice chimist poate să spună că a diluat de 2000 de ori substanțe, este o aberație. Deci, chestia asta a dus la aproape dispariția unei mari întreprinderi, la sinuciderea unui om și așa mai departe. Din ce? Din incompetența lui Tolontan. E un exemplu. Dacă stăm, aveți timp, până mâine dimineață vă mai dau și alte exemple, că sunt mii, zeci de mii. Toate incompetențe bazate pe lipsa de școală, inclusiv de educație, pentru că atunci când am spus că trebuie să începem cu instruirea, cu învățătura, n-am spus că nu trebuie să facem și educație. Știu că trebuie să facem educație. Dar ce înseamnă un om educat, la urmă urmă? Eu spun că, în primul rând, un om educat e un om care știe să se poarte în societate. Indiferent cum se poartă societatea cu el, să ne înțelegem. Poate să fie și un pic caragios, adică să facă o excepție într-un mediu corupt, el să se poarte civilizat și să vorbească civilizat. În al doilea rând, este un om care trebuie să vorbească corect, românește. Sau englezește, sau turcește, depinde, fiecare cu limba lui. Două condiții, pe lângă multe altele pe care nu le mai amintesc, două condiții care sunt departe de a fi îndeplinite în cea mai mare parte a cazurilor. Păi, destul să deschideți televizorul și să auziți o limbă română, eu zic că ar trebui trecută printre limbile pe care UNESCO le numește în pericol. În pericol de dispariție. Româna literară este o limbă pe cale de dispariție. Eu n-am să trăiesc destul ca să văd momentul cu pricina, dar mulți de aici cu siguranță o să-l apucați. Cu ajutorul Twitter-ului și a celorlalte scrieri, să zic așa, fără semne diacritice și pe scurt și nu știu cum, cu ajutorul lipsei de școală, cu ajutorul lipsei de lecturi, încet, încet, limba literară se degradează și se vorbește din ce în ce mai prost. Limbile toate evoluează, toate se uzează. Nici franceza de astăzi nu mai seamănă cu franceza din, nici măcar nu din secolul XIX. Între războaie. E adevărat. Dar există instituții care păstrează limba literară, măcar în anumite, în mediul public, să spunem așa, în școală și universitate, la televiziune. Academia franceză a fost creată la începutul secolului XVII, tocmai pentru a reglementa problemele de limbă. A fost creată într-un moment în care, în Paris, se vorbeau 40 de idiomuri, care toate erau franceză, dar niciunul nu era cu adevărat literar. Și atunci s-a creat limba literară. Academia franceză și acum reglementează. Academia română nu are acest drept. N-a făcut-o niciodată. Drept care, degeaba mi s-a recomandat să scriem cu Udina, pentru că, vezi, Doamne, Udina ne duce mai rapid către originea latină a cuvintelor. Asta e o lumea invitată. Eu sunt de acord să scriem pâine cu Udina, pentru că vine de la acuzativul panem, dar râu vine de la rivus. Acolo n-a fost niciodată un ic, deci n-am de ce să-l scriu cu... E caragios. În plus, reforma Academiei, asta recentă, din anii 90, nu a prevăzut reintroducerea apostrofului. Apostroful nu mai este un semn foarte elegant, dar este un semn care nu e același, nu are aceeași funcție cu cratima de acum. Cratima leagă două cuvinte care nu se pot pronunța separat, în vreme ce apostroful este elidar, absența unei vocale. Sunt două lucruri diferite. Nu le-au recomandat. Când s-a votat în Academie, eu nu eram atunci în Academie, când s-a votat, astea erau doi lingviști la secția de filologie a Academiei și amândoi, unul s-a opus și altul a votat contra. În schimb, toți ceilalți au votat pentru, inclusiv poetul Ștefan Augustin Doinaș.
care am avut după aceea o lungă discuție și care era convins că trebuie să ne relativizăm limba, pentru că, spunea el, în 1953, când s-a făcut reforma veche ortografică, limba română, ortografia română a fost sovietizată. Și i-am spus, bre, cum să sovietizez alfabetul latin după la chirilic? Zic, nu se poate, sunt complet diferite, este o aberație. Cum poți să spui prostia asta? Nu că a fost sovietizată. Cum a fost sovietizată? Pentru că s-a scos în China. Ce copilărie e asta? N-ai nicio legătură una cu alta. Cam așa stau lucrurile, tot în materie de competență. Adică doi lingviști sunt împotrivă și toți ceilalți, de diferite meserii, poeți, ce erau ei acolo, medici, economiști, ingineri, toți au fost pentru într-o mare veselie. Deci, cum vedeți, incompetența de care ne lovim acum datează de ceva mai multă vreme, numai că sau n-am observat-o, sau ne-am făcut că nu o observăm. În limbajul curent, au zis tot timpul spunându-se să terminăm cu funcțiile politizate. Uite, acum e nebunia cu directorii de școli, care guvernul vrea să prin concurs, nu știu, bun. Probabil că regulile stabilite nu sunt totdeauna ok, termenul a fost prea scurt. Nu asta e problema. Problema este că s-a izbit această regulă impusă de guvern de o existență absolut nemaipomenită. De ce? Păi, pentru că nu se vrea de politizare. Adică, ce înseamnă de politizare? Înseamnă a numi pe funcții oameni politici din partea partidelor. Deci nu oameni competenți, să ne înțelegem. Oameni care aparțin PSD, PNL sau mai știu cărui partid important, care este în momentul ăla la putere sau semiputere sau în falsă opoziție, că în opoziție nu e nimeni niciodată la noi. Cu adevărat. Deci, încă o dată, politizarea nu înseamnă decât triumful incompetenței. Triumful incompetenței. Și atunci, dar ce te mai poți aștepta în condițiile astea de la instituții? Cum să funcționeze instituțiile? Oameni care nu se pricep, care sunt puși să... În România, mai ales când e vorba de funcții de oarecare importanță, semnătate socială, politică, nu există cultul refuzului. Adică în 30, aproape 30 de ani de la Revoluție încoace, foarte puțini au refuzat să accepte anumite funcții, mai ales la rolul de funcții importante. Foarte puțini. Păi știu, eu numai pe degetele de la om. Foarte puțini. Cei mai mulți, cum îmi spuneam eu, un fost ministru de externe, venit la Paris într-o vizită scurtă la UNESCO, auzisem că va fi ministru și zic că am auzit că ți s-a făcut oferta asta. Și da, o asemenea propunere nu se refuză. Bă, că l-a făcut niște tâmpenii ca ministru și o dat repede afară. Și îmi venea să nu l-am mai întâlnit, să-i spun, bădie, nu e așa că era bine dacă refuzai? Scăpai cu fața curată, așa că ai făcut de râs. Nu există cultul refuzului, nu știm să refuzăm. Mi se pare că e foarte important să avem niște funcții. Da, sigur că funcțiile alea trebuie ocupate, să ne înțelegem. Politica nu poate fi expusă din societate. Orice societate modernă are nevoie de oameni politici. Democrația pe asta stă pe politică, nu stă pe vocea străzii. Acum mi-aduc aminte de Nicușor Dan cu prostia lui. Adică vocea străzii. Vocea străzii poate să dea jos guverne, cum s-a văzut. Dar nu poate să facă guverne. Asta e problema. Cum o să facă Nicușor Dan guvern? Că n-a reușit să-și înscrie sigla partidului în câteva luni de zile. Și a fost întrebat un jurnalist, dar ce s-a întâmplat? Cum? Că din iunie până în septembrie ați avut tot... Așa, am avut alte treburi. Nu ne-am gândit că... Păi tu vrei să te duci în Parlament să faci legi și nu le cunoști pe alea în vigoare și nu le respecti. Vocea străzii. Asta e vocea străzii. E un mare entuziasm acum pentru Nicușor Dan și USR-ul ăsta, pe care ne-a luat și nouă. Nu sigla, nu ne-a luat-o, ne-a luat denumirea. România Scriitorilor din România. Nu? Noi suntem USR, nu ei. Dar știți că pe la filialele ale noastre se duc diversi timp și spun, vrem să ne înscriem la voi. Dar ce-ați scris, treabă? Aveți o carte, ceva? Credați-o? Nu, zice. Vrem să intrăm în Parlament. Bun, dar nu e USR-ul ăsta, e USR-ul ăla.
Mai de cea semănare îngrozitoare. Eu cred că va trebui, dar vreau să schimbăm numele instituției. Ne sfătuim acum și cu Adriana Riviorte și cu Vasile Spiridon și cu Calistrat, cu președintele filialei Bacău. Dar ne sfătuim, poate schimbăm numele. Nu se poate să ne confunde cu Nicușor Dan în halul ăsta a ajuns în lumea scriitorilor. Eu nu vreau să greșesc de părinților astea, îmi pare rău. Da. Da, deci încă o dată, școala stă la originea răului cel mare pe care suferă societatea românească în toate, pe toate planurile. Profesional, politic, social, economic. Mi-a pus și eu cam mulți întrebare, cum reușesc niște semi-analfabeti sau și mai rău decât atâta ca Gigi Becali, Ghiță, ăsta, Sebastian sau acolo, Fitemân, cum reușesc ăștia să facă atâția bani? Deci ei s-o fi pricepând în anul, ei se pricep să fure. Acum iese la iveală faptul pe care l-am legat oarecum supărat eram pe chestia asta. Ideea asta marxistă că averea este rezultatul furtului, al hoției, asta era Marx, spunea această tâmpenie. Nu, nu, averea e rezultatul muncii. Dar uite că Marx din când în când are dreptate. La noi foarte multe din aceste avere au fost făcute prin furt. Nu că ei erau competenți în afaceri, ei erau competenți în jmangleală, în furt. Acolo, trebuie să recunosc că acolo au avut o competență extraordinară, au fost geniali. Că am și zis odată că dacă România ar fi la fel de bun la bune cum sunt la rele, noi acum eram pe locul întâi în lume în materie de civilizație. Ne descurcăm perfect, aproape la fel de bine ca țiganii. Pentru care am toată admirația, sunt poporul cel mai adaptabil din lume. S-a adaptat imediat la condițiile noii societăți. Aici și în Occident. Pe ce le fac occidentalilor acum? Noi ne-am învățat. S-au adaptat perfect, au văzut cum stau lucrurile, cum merge treaba. No? În anii 90, după mineriadă, erau toți grămadă la Berlin, cereau azil politic. Spre deosebire de ani români de ai noștri, noi, la soția mea aici de față, care au zis, nu, noi ne întoarcem în țară, cum o să rămânem noi acolo, cereau azil politic, care ar fi fost persecutați de mineri. Înțeles că erau o gogoriță. Și s-a dat azil politic în Germania, imediat. Fără nicio discuție. N-au așteptat valul de imigranți actuali. Au prins momentul. Mare admirație. Ei, noi suntem pe cale să-i depășim în materie de descurcăreală, ceea ce nu înseamnă însă că e vorba de competență. Nici la ei, nici la noi. Nu, nu. Competența s-a expunit. Dacă chiar vreți competență, vă rog, luați-o adio. Să nu credeți că în alte părți e chiar o diferență radicală. Nu, nu, nu. Dar nu, nici chiar așa. Nici chiar așa ca la noi. Și atunci mă întorc pe unde am plecat ca să închei. Ce ne facem cu școala? A fost un singur ministru al învățământului care a avut, doi de fapt, care a avut în cap o reformă. A fost Marga, profesorul Marga, Cluj, care a avut o reformă în cap. Nu mă întrebați cât era de bună, nu m-am gândit niciodată cum poate fi reformă. Nu am avut această preocupare, deși cum vă spuneam, sunt om de școală, am trăit în școală tot timpul, școala o știu mai bine decât orice alt domeniu de aici, mult mai bine decât toate. Dar nu m-am gândit niciodată la o reformă învățământului, mai ales în condițiile actuale. Al doilea a fost Funeriu, care a stat însă prea puțin și care a avut o reformă foarte curajoasă în cap. Știu că eram la Timișoara și m-au întrebat niște colegi de voștri studenți ce părere am de reforma doamnei Andronescu, care era ministru, respectiv al lui Funeriu, care i-a succedat. Și am zis, cât am înțeles eu din ce vor ei să facă, a doamnei Andronescu este un pic prea în urmă și a lui Funeriu un pic prea în față. Și părerea mea e că ne trebuie totuși o reformă pentru acum și aici. Hic et nunc, cum ziceau latini. Nu una retardată, un pic retardată, un pic doamna Andronescu fiind o mai conservatoare, așa, iar Funeriu fiind foarte îndrăzneț și venind cu niște lucruri care sunt valabile în universitățile și în liceele și în școli în general din Occident, dar care nu știu în măsura în care pot fi aplicate la noi în condițiile acestei incompetențe generalizate. Asta e o mare problemă. Profesorul să nu mai fie făcut profesor treptat așa,
să stea ca mine 22 de ani pe post de lector, că nu vreau să intru în partid și după aia să mă fac eu însumi profesor direct. Nu mai merge așa acum. Acum se e cu abilitare, nu știu ce înseamnă chestia asta, trebuie să te abilitezi. Adică poți să fie asistent tânăr, tânăr abia venit de pe băncile facultății, deci aici fiți atenți ce puteți să faceți și vă abilitați profesor. Nu știu, îți faci un referat de abilitare, ceva, am auzit, nu știu, da? O teză de abilitare și aia ce-o fi constă. Eu am aflat de la un, tot așa, a fost student al meu, care mi-a cerut voie să pună în referatul de abilitare, sub formă de recomandare, ce scrisese meu despre o carte a lui acum 20 de ani. Zic, și ce valoare are chestia asta? Nu, are, mă recomandă. Zic, apoi atunci hai să-ți mai dau și altele dacă poți să te ajut, zic. Mai recente, că asta datează de 20 de ani. Da, da, așa e peste tot în lume, așa se face. Dar încă o dată, eu n-am încredere în mecanisme din astea foarte noi, așa, care sunt ca un ansamblu de piese, toate sunt lustruite, arată bine, frumos, nu? Dar n-au fost verificate niciodată și eu nu sunt sigur că merg, nu că nu se blochează, că nu se... nu sunt ruginite, dar Dumnezeu știe, mai trebuie un pic verificate, nu merge așa, nu putem aplica foarte repede aceste lucruri. După cum acum este un scandal întreg, dacă veți duce în profesorul unii dintre voi, legat de programa cadru a școlii. Deocamdată pentru gimnaziu și va fi și pentru liceu. Și este o nouă concepție. Nu mai există, de pildă, pentru filologi, atenție, nu mai există literatură. Este una din formele de comunicare a noua din 11. Sunt 11 feluri de comunicare. Comunicare non-verbală, dacă scot limba acum, asta este o formă de comunicare. Nu, scot, dar pot să scot. Depinde. Și a noua formă din 11 este comunicarea literară. Acum, dacă literatura e comunicare, înseamnă că eu am trăit degeaba. Tot ce a spus Vasile Spiridon este nul. Nimic nu e valabil. Totul este o poveste. Frumoasă. Poveste. Monica literatura e o formă de comunicare, hai să înțelegem. Păi dacă ar fi numai asta, ce simplu ar fi. Hai de... La fel de simplu cum e să scoți limba, sau să te scovești în nas, sau să te întorci cu spatele, sau să aveți un anume deget, nu mă întrebați care te dă în ale încurc. Asta e comunicare. Prima comunicare, non-verbală. Ce ne încurcăm noi cu literatură, să citim cărți, să citim, vai de mine. Nu, comunicare. E bine, metoda asta a fost apărată public de mai mulți profesori, sub 30 de ani majoritatea, și prezentată într-o carte de o doamnă, în importanță cum o cheamă, cu care am lucrat la programă, pe vremea manualelor opționale, și pe care o cunosc foarte bine. Și sunt prezentate toate astea ca o mare realizare a învățământului gimnazial și liceal românesc. Literatura a noua formă de comunicare, după scosul limbii. Hai de rău că la literatură și limba are un rol. Da, nu asta e altă. Asta e... Ori, asta nu e totul o dată de incompetență. Și închei spunând că eu am o mare nostalgie pentru anii aia nefericiți de la începutul secolului trecut și de mai târziu chiar până către al doilea război mondial și după, când 47% din populația României era analfabetă, adică oamenii erau inculți. Pentru că ce a rezolvat școala generală? I-a transformat pe inculți, nu în culți, ci în pseudo-culți. Ori diferența este radicală. Incultul e un bătut de soartă, un amărât, care n-a putut să meargă la școală, că nu l-a lăsat, vezi, cazul Creangă, dacă nu era maică sau taică să-l ținea acasă, nu? Un amărât, cu alte cuvinte, care își vede de soarta lui. Pseudocultul e școlarizat, e instruit, a fost la școală asta de care vorbeam. Și rezultatul e că el crede că știe. El n-a auzit de Socrate care recunoștea că nu știe că știe. El crede că știe și nu mai vrea să te convingă și pe tine că știe. Și te omoară. Apropo, cum adică nu ești de acord cu mine?
competiția asta, retorica mai de tip mai nou, nu se mai face la școală retorică, nu avem nevoie de retorică, noi știm să vorbim, nu știm să vorbim. Și eu îmi închipuiam la 5 ani, când mi-am vizitat o verișoară care avea vreo 15 și în loc să vină să joace cu mine, mi-a zis că învață la română. Și eu am zis, dar tu nu știi românește? Da. Da, ei cred că dacă știm românește, știm să și vorbim. Retorica asta de tip mai nou este o retorică agresivă, e care pe care. Deci este un fel de retorică asasină. Dacă nu-ți asasinezi conlocutorul, interlocutorul sau... N-ai făcut nimic. Dacă îl lași să trăiască, trebuie să te omori el pe tine. Că și el tot pseudocult e. Ne mișcăm într-o asemenea lume. Vezi cum se leagă incompetența cu pseudocultura, cu școala proastă, cu lipsa de educație, lipsa de maniere, lipsa de politețe. Toate înlocuite de un sentiment care la ora actuală mie mi se pare cel mai îngrozitor din toate și care, din păcate, este dominant social. Ura. Am ajuns să ne urâm. Nu că nu suntem solidari. Mai și suntem câteodată. Nu că vorba aia, suntem egoiști, nu suntem altruiști, nu suntem... Nu! Ne urăm pur și simplu, dar ură grozitoare. Ura între partide, ura între membrii de partide. Din partide. Ura între subaltern și șef, șef și subaltern. Noi putem să ne facem observații, putem, meseria mea de critic, între altele, m-a învățat că pot să fac și observații. Așa a spus Vasile Spiridon, că continuu să-i dau dreptate. M-am spus că era foarte meritat ce a spus el acolo, și adevărat. E bine, de ce trebuie să-l urăsc pe ăla cu care... Dar de ce trebuie să mă urească el pe mine? Indiferent ce i-aș face, eu știu, este și invidii, și gelozii, și frustrări, și... Dar ura nu înțeleg. Asta, într-o anumită măsură, le putem înțelege. Ura asta nu înțeleg. Și o ură care ne face rău la toți. Și de care nu scapă niciunul. Nu-mi faceți iluzii. A, eu nu mă bag. Eu n-am auzit, eu nu știu. Nu scapi. Degeaba. Lașitatea, în decursul istoriei, i-a pus pe oameni de multe ori la adăpost. La adăpost de războaie, la adăpost de mai știu eu ce, dar de ură nu ne pune nimic la adăpost. Nu merg mai departe să spun că ar trebui să locuim mura cu iubire creștinească. Nu, nici așa să nu exagerăm. Mai ales că preoții nu ne oferă chiar exemple minunate în sensul ăsta. Să urăsc și ei între ei. Destul de tare. Nu asta e problema. Nu. Dar pur și simplu să, nu știu, să căutăm o modalitate de a nu ne mai urâ, să ne omorâm pe altă cale. Să folosim alte instrumente, să ne înlăturăm, să ne lichidăm, să ne... Asta ura e dezgustătoare, are ceva dezgustător în urmă și ne strică viața. Dacă mai e ceva de stricat. Mulțumesc încă o dată, sunt onorat și să auzim mai de bine. Într-adevăr, este în pericol, se va transforma, dar va supraviețui cumva. Eu consider că în pericol este alfabetul. Când am primit un SMS, bară verticală, inimioară, 4, un chip zâmbitor, din greșeală. Deci, problemele legate de I din A, I din I, cratimă, cred că pe viitor nu o să mai fie o mare dispută. Deja nu. Un al doilea aspect pe care l-am trăit ca proaspăt rector, vine cineva cu să-i schimbăm o diplomă. Că pe ea scria educator.
pentru un an, în lege, pentru educator, educatoare, era educator, se scria pe diplomă. După aceea s-a transformat în educator slash educatoare, acum este numai educatoare. Deci acum am aflat și eu, este o diferență. Și că dumneavoastră au venit de la inspectorat, mi-au zis că eu vreau un loc în învățământ, nu într-un penitenciar sau o școală specială. Și că forma educatorii pentru școli speciale, educatoare este pentru învățământ. Nu vreau să mai ridic alte aspecte. Școlile sunt, de fapt, niște penitenciare, nu de sunt alte. Mai ales rezidențele, dacă ați văzut. Da. Eu zic că e bine. Da, că într-adevăr, educația instituționalizată, de fapt, înseamnă spălarea creierului. Educația, pe vederea mea, se face în familie, se face în comunitate, nu se face de către stat, de către o structură organizată. În continuare, îl rog pe poetul și prozatorul și vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, domnul Gabriel Chifu, să prezinte un cuvânt. Stați că vă zic. Sunt realmente bucuros că particip la această ceremonie. Vreau să fac două precizări. Există, doamnelor și domnilor, un detaliu care mă diferențiază de dumneavoastră tot din această sală. Am avut privilegiu să fiu, să particip la toate ceremoniile de la diverse universități din țară, sunt, astea 8-a, cred, sper că am numărat bine, care au conferit titlul de doctor honoris causa domnului Nicolae Manolescu. Și a doua chestiune pe care vreau să o precizez este următoarea. E prima oară când îmi ies din rolul acesta de martor atent, dar tăcut, și la insistențele lui prietenului meu, Vasile Spiridon, spun câteva cuvinte. Ieri, când mi-a zis că vrea să rostesc eu câteva cuvinte aici, am fost foarte stânjenit. De ce? Sunt foarte apropiat de domnul Nicolae Manolescu, dar asta nu mă împiedică să-i știu adevărata măsură, deși mă lovesc zi de zi de dumnealui și la Uniunea Scriitorilor și la revista România Literară, pe care o facem împreună, nu mă împiedică, zic, să-i știu adevărata măsură. Și cred că e o formă minimă de respect ca despre o personalitate atât de amplă și de atipică, zice, să vorbești ad hoc, să vorbești chiar nepregătit. Cred că merită un discurs atent în care să-ți socotești foarte bine cuvintele. Acum, dacă ar fi să punem o întrebare simplă, cum îl rezumăm în câteva fraze sau și mai și în câteva sintagme pe domnul Nicolae Manolescu? Ce-am spune? Este spuneam, o personalitate poliedrică cu imitor de multe fețe. Asta pe de-o parte. Este probabil una din mințile strălucite, foarte puține, pe care le are România astăzi. Este cel mai mare critic literar român din perioada postbelică, indiscutabil. Faptul că sunt apropiat de domnia sa nu mă va face, sigur că da, să am un ton neutru, dar sigur voi fi obiectiv ce spun, îmi asum și cred că este măsura exactă. S-a vorbit despre, și se vorbește în lumea literară românească, despre această tripletă care începe, să zicem, cu Titu Maiorescu, continuă cu George Călinescu și alți. Suntem cumva fericiți, ar trebui să ne dăm seama de asta, îl avem printre noi pe Nicolae Manolescu. Este cel care, este unul care poate să dea
sensul neculturii. Este un om care s-a spus foarte bine de către Vasile Spiridon și aici deschid o acoladă. O dovadă că Universitatea dumneavoastră a fost inspirată acordându-i domnului Manolescu titlu, e și discursul lui Vasile Spiridon. Ați văzut că era, să zice, tobă de carte. Vasile Spiridon era tobă de Nicolae Manolescu. Înseamnă că Nicolae Manolescu este un mare profesor și este un mare cărturar, dacă a putut să inducă studentului său atâta energie verbală și să-l facă să fie atât de pătruns de ideea de Nicolae. Astea sunt răsfățuri, să știți că îl cunosc foarte bine, sunt răsfățuri, că peste tot are parte și de asemenea discipoli aleși care își merită numele. Apoi vreau să vă mai mărturisesc ceva. La un moment dat, cred că mi s-au cerut niște cuvinte, Vasile Spiridon mi-a adus aminte, îl mai ține aminte, că am scris o mică tabletă, întrebat la 70 de ani ai domnului Manolescu, rugat să-mi spun și eu cuvântul, cred că am folosit următoarea analogie. Apropiindu-mă de Nicolae Manolescu, sunt unis, vă mărturisesc chiar și pasionat așa, chiar ușor vicios, pasionat de natura, să înțeleg natura umană. Și am spus atunci că, fiind atât de apropiat de Nicolae Manolescu, având ocazia pe care viața, zarurile vieții s-au rostogolit în felul ăsta încât am ajuns să lucrăm împreună, iată, de 10 ani, chiar ne măcinăm un pic sufletele și mințile cu tot felul de zădărnicii, acolo la Uniunea Scriitorilor, spuneam că atunci, că fiind pasionat de natura umană și fiind, având privilegiul să fiu în preajma lui, m-am simțit ca un soi de ceasornicar, așa fanatic, care deodată primește în dar o mașinărie de asta de măsurare a timpului formidabilă, sofisticată, pe care are voie să o privească îndelung, să o cerceteze, să vadă cum funcționează. Așa am fost și eu cu în preajma domnului Manolescu. Am încercat să-i aflu ecuația, să văd cum funcționează o minte din asta sclipitoare, cu o sintagmă care altfel este cunoscută. Nu știu dacă i-am aflat secretul, dar sunt câteva lucruri pe care trebuie să le mărturisesc. Mă înșel, nu mă înșel. Mie mi se pare că are genetic, este teribil de înzestrat. Are o capacitate formidabilă de a asimila, vorbeam de personalitatea poliedrică și a pomenit și Vasile Spiridon faptul că știe foarte multe în foarte multe domenii. Noi, cei care colaborăm cu dumnealui și ne întâlnim zi de zi cu dumnealui la Uniune sau la revistă, știm asta, are o capacitate formidabilă de a asimila ca un burete extraordinar cunoștințe din toate domeniile. Apoi are o gândire extrem de vie, de mobilă și foarte geometrizată. Așează lucrurile în adevărata lor lumină. Încă ceva. Să știți, vă spun un alt secret, la toate ceremoniile de decernare a ținut o conferință exact pe aceeași temă. Pledoaria pentru școală, diferența dintre a învăța, a te instrui pe de o parte și a fi educat, pe de alta, dar vezi zice în sinea dumneavoastră oare înseamnă că ești foarte plictisit că ai auzit același discurs de 7 ori, asta e o 8-a oră. Vă spun foarte sincer că nu, fiindcă a păstrat ideile principale și tocmai dovada gândirii sale atât de mobile, de vii și a, cum să zic, acestei dimensiuni de cărturat, de fiecare dată, vorbind despre același lucru, discursul a fost nou și captivant, pasionant.
Eu cred că sunt oameni care, dincolo de dimensiunea lor strict umană, aici toți suntem, ai zice că suntem aceiași. Dar dacă am luat în calcul nu numai dimensiunea asta pur fizică a unui ins, ci și partea, zona aceea de invizibil a lui, aura lui, de metafizic și de spiritualitate, sigur că dar n-am fi, nu mai ieșim la fel cu toți, unii cântărim 20-30 de grame, alții tone. Oricum, cred că trebuie să fim conștienți de un lucru, că există oameni printre noi care sunt aituma unui zăcământ aurifer. Adică sunt obiecte de patrimoniu, îmi place cuvântul obiect, pun ființe de patrimoniu și ar trebui să ne purtăm cu ei ca atare. Cred că domnul Manolescu este unul dintre aceștia aleși, puțini aleși, și mai cred și vă felicit că ați făcut un lucru foarte bun, care onorează orice instituție de învățământ, de ce rândui astăzi acest titlu. Vă mulțumesc! În continuare, te rugăm pe domnul Adrian al Gheorghe, poet și prozator și director al Bibliotecii Județene G.P. Chirileanu din Piatra Neamț, să spună domnule academician, domnule rector, stimați colegi profesori, stimați participanți la o manifestare extraordinar de tensionată, plăcut tensionată. Efectiv, m-a asistat astăzi la un regal de idei și cred că ceea ce mi-a spus astăzi domnul profesor Manolescu e o lecție de normalitate. Am venit de la Piatra Neamț cu invidie pentru comunitatea din Bacău, că aici există o universitate și că la o universitate pot să se petreacă evenimente de acest nivel. Trebuie să recunoaștem din când în când că o literatură, o cultură are nevoie de oameni providențiali pe care îi primește sau și creează. Și Nicolae Manolescu este unul dintre oamenii providențiali pe care i-a avut și are literatura română. Dacă Tibode parcă spunea că într-un secol o literatură își permite cam doi critici mari, importanți, după Călinescu e indiscutabil că al doilea mare critic al secolului trecut în secolul acesta, este Nicolae Manolescu. O vreme spuneam noi, cei care trăiam în provincie, că Nicolae Manolescu are privire doar pentru generații de scriitori cești din București. Nu a fost așa. Rada criticului a mers și spre provincie. Un amănunt, ultima cronică pe care a scris-o în anul 1993, a fost la volumul meu Intimitatea absenței și a fost, cum să zic, o amprentă pentru evoluția mea ca scriitor. Trebuie să recunosc acest lucru. Lecția pe care ne-a ținut astăzi despre învățământ, altăieri, într-o conferință la Piatra Neamț în bibliotecă, acolo unde noi facem din când în când întâlniri cu scriitori români contemporani, Dance Mihăilescu spunea că e un paradox faptul că merge la clase de liceu sau în licee și are surpriza unui dialog foarte viu. După un an, doi, aceeași generație, ajunsă la litere sau la altă facultate, devine opacă. Nu mai pot să discute. Se întâmplă ceva între liceu și trecerea, transferul spre alt nivel. Și lucru pe care l-a spus de altfel și domnul Manolescu astăzi, cu acel dialog de la nivel la altul. Era o carte apărută în 1989 la Paris, Paseilo, parcă era autorul, despre noul analfabetism, în care se spunea foarte bine că analfabeti nu sunt cei care nu știu să citească, ci cei care nu știu ce să citească. Ori criticul și profesorul Manolescu
ne-a învățat ce să citim de-a lungul unei cariere. Și dacă tot suntem pe un fond colobial, era o epigramă celebră a lui Păstorel care spunea așa că adevăratul înțelept e fără nici o îndoială acel care a rămas deștept și după ce a trecut prin școală. Era laud Universitatea din Bacău, laud pe cei care au luat această decizie și sunt bucuros să fiu parte la emoția colectivă. Vă mulțumesc! Mi-aș fi dorit ca această ceremonie să dureze mai mult, deoarece a fost ca un film acela bun la care nu vrem să ajungem la final. În încheiere, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment deosebit pentru Universitatea noastră. Vă doresc multă sănătate, împliniri și putere de muncă.